Și a găsit un om căzut între tâlhari. E și firesc, câte nu se întâmplă astăzi, morți prin canale, împușcați, aruncați sub tren, ce e o minune asta, nu, nici nu era o întâmplare, ne interesează doar esența ei. Și a trecut pe alături și levitul și preotul legii vechi și s-au uitat și au plecat. Deci ce înseamnă asta? Că învățătorul acesta de lege, care predica atât de frumos învățătura, precum și noi ne pretindem că le învățăm pe toate și frumos și bine, nu se implica în viața celor ce sufereau de sub această lege, ci își avea interesul lui personal. Și atunci sigur că Mântuitorul este cel care vine să se pună în postura samarineanului milostiv și să arate că nu legea rezolvă totul, nu litera care ucide, ci Duhul dragostei care dă viață. L-a luat, l-a pansat, l-a spălat, de ce tocmai cu vin? Vinul avea să fie sângele lui Hristos binecuvântat în joia cea mare. De ce tocmai cu un de lemn? Semnifica mirungerea, semnifica miruirea cu maslu, cum spune acolo, de este bolnav cineva să-i chem preotul, să-i citească, să lungă cu un de lemn sfințit. Sau semnifica chiar coborârea Duhului Sfânt care se face la botez prin însemnarea cu Sfântul și Marele Mir, care este tot ulei. Deci iată de ce i-au uns rănile cu un de lemn și vin. Pentru că totuși în simbolul vremii de atunci, prin arșița Ierusalimului, picioarele se spălau frumos cu apă rece și se ungeau cu un de lemn să nu crape de arșița soarele. Nu se purta pantof cu toc pui, să ai aer pe sub tăli, ci se purta sandale. Un alt lucru care este în evidență nu e acesta. Nu s-a implicat să-l ridice din drum și să-l placeze într-o marjină de drum spălat sau pansat. L-a pus pe asil și a bătut calea de unde avea el de mers sau ce avea de făcut, l-a dus la o casă de oaspeți, s-a implicat, l-a dus la un hotel, la infermeria unui spital, să spunem, la urgență. Dar nu numai atât. Grijiți de el că ce va costa când mă întorc, eu voi plăti. A venit samarineanul milostiv și s-a jertfit pentru păcatul lumii. Și și-a lăsat toți bolnavi în biserică. Că spune Apostolul Pavel, zice, biserica se proslăvește prin vase de cinste și vase de necinste. Dar zice, și cei păcătoși au nevoie de Domnul. Că n-am venit pentru cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi am venit. Și știm pilda lui Zaheu Vameșu, pilda lui Matei Vameșu, deci toți care și-au lăsat, Petru care s-a lepădat, Pavel care l-a prigonit, deci nu este nevoie de 100 și de 1000 de explicații, ci trecem concret. Pilde sunt suficiente. Dar ce a făcut Hristos? Deși ne-a încredințat bisericii să fim veșnic spălați cu un de lemn și vin, să fim curățiți prin Sfintele Taine și prin pocăință și prin spovedanie și cu ranele pansate prin dezlegarea păcatelor, ne-a mai lăsat și puterea de a răsplăti celor care ne fac aceasta când se va întoarce. Și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Zice, bate voi păstorul și se va risipi turma. Dar tot Mântuitorul spune într-o Evanghelie, eu sunt păstorul cel bun ce își pune viața pentru voi și ele aud glasul meu și mă cunosc și vin după mine și va fi o turmă și un păstor. Deci nu spiritul de turmă sau de îngrămădeală la anafără sau la spovedit. Nu. Turmă în sensul fără număr. Turmă în sensul de smerenie. Turmă în sensul de mulțime. Deci nu de o dezordine, de haos. Și când spun lucrul acesta, spun tocmai finalul acestei Evanghelii. S-a spăimântat învățătorul de lege că a fost pus în dilema cea mai grea. Și care a fost dilema? De ce tocmai levitul a trecut pe alături? De ce tocmai preotul a trecut pe alături? De ce tocmai samarineanul s-a găsit să facă aceasta? Spune Scriptura, păgânii fac bine din alefirii. Și legat de samarinean, povestea era alta. Mântuitorul a ales acest titlu de samarinean sub un alt motiv. Samarinenii erau un fel de iudei amestecați cu un fel de credință idolatră, ce se închinau în muntele Garizim la un fel de idol, dar aveau în credință și amestecăturile lor iudaice, de când au fost ei cotropiți.
Deci și-au trecut sub dominația asiro-babiloniană. De atunci au moștenit porcăriile acestea de idolatrie. Dar l-a dat de pildă pe samarinean. De ce? Ca să arate că e om spurcat, nu-i om curat, e om păcătos care a călcat legea lui Dumnezeu. Dar ce a rămas? A călcat litera, dar i-a rămas Duhul, dragostea. Deci i-a rămas sufletul bun, i-a rămas conștiința curată, i-a rămas puterea de a se îndrepta. Și n-a folosit-o Mântuitor o singură dată. Păgân înseamnă țăran, de credință străină, cum spune o femeie hananiancă, păgână. Deci este un cuvânt care închipuie omul credincios acelei închinări de idol, dar de la țară, pagan. Dar nu asta e interesant este, ci zice, n-am găsit atâta credință în Israel. Deci în ideea că zeul lui de lemn sau de piatră are atâta transfigurare în împărăția cerurilor, îi face pe ei să creadă și Dumnezeu să le iubească credința care nu pornea dintr-o răutate a inimii, ci dintr-o bunătate a inimii. Un jehovist sau un adventist sau un penticostal sau un catolic sau un greco-catolic, ei fac astăzi pe grozavi. Urlă, zbeară, dau de pomană, cărți frumoase, colorate, bani, haine, lux, propaganda, afișuri, dar le fac din drăcia inimii. Din parșivenie le fac, nu le fac din dragoste, din dorința de a acapara, de a cotropi, nu în ideea că există un Dumnezeu adevărat de care să tem, ci în ideea pe care o spunea Mântuitorul, nenorociților, zice, cutreierați marea de 4 și de 7 ori până câștigați un suflet și vă faceți un ucenic, dar după ce l-ați câștigat, îl faceți îndoit fiul al ghienei. Deci, să luptă sectarul, îți dă, te ajută, să-ți bate, te sprijină, dar și după ce te-a câștigat, te face îndoită satană mai rău decât diavolul. Diavolul știe măsura lui Dumnezeu, spune Iacob, capitolul 3 sau 1 cu 18, și dracii să tem și să cutremură, dar sectarul nu se mai cutremură. Uită că Dumnezeu vede nenorocirile și mizerile lor și tocmai insistă mult în ele și atât de rău îi indoctrinează încât dacă te întâlnești cu un fost ortodox, un fost creștin, născut de biserică, botezat de biserică, a, vreți că în ce întunecime am trăit eu până acum, ai văzut când i s-a luat ceața de pe ochi, de-abia când s-a lepădat de Dumnezeu. Că stăteau sfinți în pustie și venea dracul în chip de arhanghel și spunea, pentru viața ta curată m-a trimis, zice, din cer să-ți vestesc ție cu ramură de crin ca la Maica Domnului. Iar Sfântul Nicolo spunea, vezi că ai greșit adresa, eu-s păcătos, du-te la alții. Ei, astăzi e de ajuns să ne scarpine în coarne un pic și să spună, vai ce femeie vlavioasă, vai ce femeie credincioasă, vai ce bărbat extraordinar. Și noi deja ne mișcăm mândria înăuntru. Tremurăm așa ca un fel de bloc din ăla la cutremur de 4 grade, numai vibrăm. Cine sunt eu? Ce sunt eu? Suntem praf și cenușă, suntem umbră și vis și suntem fum. Pentru că credința nu se încearcă cu vorbe și cu gândiri la urechi și cu vorbe frumoase. Credința concretă se vede din fapte. Familii nedezbinate, copii frumos educați, oameni creștini corecți, milostivi, prezenți la biserică, spovediți, împărtășiți, curați sufletește, fără pismă, fără vrajbă, fără ură, fără invidie, fără răutate, fără răzbunare, fără dorință de acaparare. Îmi spunea odată cineva o întâmplare interesantă. Zice, părinte, zice, a fost patronul meu, zice, la biserică, la dumneavoastră și a plătit pomenii. Și zice, de atunci, zice, ne lasă duminica, nu mai lucrăm. Zic, dar de ce vă lasă? Păi a zis că, zice, dacă mai lucră duminica, îi merge rău. Zic, spuneți-i să vă lasă și în celelalte sărbători cu cruce roșă, care să câștige dublu după aceea. A, nu, zice, pierde la banii de ajuns duminica. Ei, dacă ăsta ar înțelege, și mulți alții ca el la fel, și ar înțelege că aproapele meu e oglinda mea și Dumnezeu meu, pentru că Dumnezeu stă în chipul fiecărui om,
N-ar greși și s-ar îmbogăți de două ori. Nici hambarele n-ar trebui să le mărească, nici de foame n-ar pieri. Dar noi adunăm și casă peste casă, și țarină peste țarină și nu moștenim nimic. Când terminăm de nejudecat pentru zeci de hectare de pământ, imediat sună glasul clopotului și se aude glasul cântărețului, aleluia, aleluia, veșnică pomenire. Și mai departe, la întâlnire, cum se spune la țară, zice, s-a dus pe apa sâmbetei. Deci iată, au rămas toate adunăturile. S-a îmbogățit omul trupește, dar sufletește, n-a dobândit nimic. Îi scrie pe cruce, aici am prins primarul cu tare, aici doarme ministrul cu tare, aici doarme poetul cu tare, aici doarme savantul cu tare. Dar în iad stă sufletul lui Gheorghe, stă sufletul lui Maria, sufletul lui Ion, sufletul lui Cristian, sufletul lui Gheorghian. Deci ai văzut? Deci nu mai scrie pe fruntea lui, acest sfânt a fost savant. Și dacă este sfânt, este sfânt, iar dacă este păcătos, stă în ghena focului. Unii, spune știința, că a făcut progres și încearcă să conserve capetele cele mai luminate prin metode foarte speciale și să obțină după moartea lor să transplanteze capul și creierul lor și înțelepciunea lor în alte capete. Ei, dacă s-ar găsi un transplant de înțelepciune, fără să schimb capul, să schimb doar prostia, s-o muți de la tine prin părăsirea ei. Ieftin, fără prea mulți bani, fără prea multă cheltuială și necostisitor. Adică, uitându-te înăuntru tău, cum spun Sfinții Părinți, să te cunoști pe tine și atunci nu vei greși niciodată. Dar omul își schimbă mintea, își schimbă culoarea la ochi, își schimbă culoarea la păr, dar nu își schimbă năravă. Deci, dacă nu părăsim răul din noi, care nu trebuie, nu-i operabil, ci doar este imaginabil, el se așează în om prin imaginație, vine prin voința lui. Degeaba ne schimbăm prin operație celelalte elemente ale trupului sau ale feței sau ale minții. Poate să spună un cap de rinocer, tot berbec rămâne. Deci tot ticălos, tot muritor, tot păcătos. Deci aproapele meu mă face să devin un Dumnezeu. Toți sunteți Dumnezei și fii ai Celui Preanalt. Prin ce? Prin har și prin credință și prin fapte bune. Deci sfinții n-au fost altceva decât oameni. Înainte de a fi sfinți, au fost oameni ca și noi. Înainte de a fi sfinți, au fost aproapele noastre. Și noi am fost aproapele lor. Deci iată, asta este întrebarea esențială. Și Petru Damaschin spunea în filocalea și afugar, sunt trei feluri de oameni. Oameni pentru oameni, v-am spus pilda cu capul tăiat și cu ăla cu coroana de împărat. Oameni pe lângă oameni, deci cei care, levitul și preotul care au trecut pe alături și și-au văzut de treaba lor, și mulți alții care astăzi profită și se îmbogățesc pe sărăcia altora, dar să ducă iad și mor ca câinii. Și oameni contra oameni, cei cu vânătoarea, cu carnea și cu otrava. Deci avem toate trei pildele date ca să vedem ce este în lumea aceasta.